Nu m-a observat. Noi astăzi îl urmărim pe Mircea să vedem ce face el în calitate de bebeluș. Unde-i mami? Hai că vin, tati! Sunt aici! Unde-i tati? Tati? De ce m-ai tras așa? M-ai găsit pe Mircea? Vrei să ne deconspire? El este acolo. Și ceva a pus la cale. Nu înțeleg. Hai să vedem mai deproape. Să încercăm. Unde sunt ceilalți? Unde s-au ascuns ei? Ce faceți voi aici? Cum ce? Ne deghizăm! Dar dacă vine Mircea și ne întreabă, ce faceți voi aici? În baie! Și fără de treabă? Uite, facem treabă! Dar tu, mami? Ce? Nu se vede? M-am deghizat! Da, chiar n-ați putut alege altă ocupație! Apropo, ați văzut ceva suspect la Mircea? Da, am observat! De vreo două ore, tot stă acolo în dressing și ceva face la hainele celea. Ba le ia într-o parte și le pune în cealaltă parte. Ba le schimbă iarăși cu locul. Ba le pune pe raft, ba le pune jos. Nu înțeleg nimic ce se întâmplă. În siguranță, e ceva la mijloc acolo. Ascunde ceva de noi. Oare care să-l iau? A rezolvat-o și pe asta. Liber, putem verifica. Hai să căutăm prin toate buzunarele. Eu caut aici. Nimic nu am găsit încă. Și nu știu să ascund eu. Și unde? Nimic interesant. La mine niciun indiciu. La mine exact la fel. Poate nu a ascuns nimic. Nu știu. Ia stați. Voi nu ați observat nimic? Ce să observăm? Ai văzut ceva? Priviți mai atent la haine. El le-a aranjat după culori. Chiar? Și noi credeam că ascundea ceva prin buzunare, ceva secret de-al lui. Chiar tocilar mai este Mircea. El în loc să se distreze, să se joace. El stă și pierde timpul aici pentru design interior, vestimentar. Dar credeți că el are ceva să ascundă? Doar deschițe pentru laboratorul lui secret. Bine, dar unde e Mircea acum? Poate iarăși face vreo invenție. Nu, nu aici este locul tău. Exact aici. Se aude jos. Ce faci? Ne strecurăm. Ce face el acolo? Nu cumva aranjează cărțile în ordine alfabetică? Da, e undeva mai în față. Așa. Da, exact cu asta și se ocupă. Iată acum, cărțile stau perfect. Nu știu, eu aș aranja cărțile după culoare. Tati, nu se judecă o carte după copertă, ci după volum. Trebuia să le pună de la mare la mic. Voi ce? Încă nu ați înțeles. Ele sistematizează. Pentru ce să sistematizezi cărțile? Melissa, într-adevăr, concretizează. Păi e mult mai ușor să cauți un titlu de carte după literele din alfabet decât după volum sau și mai și după culoarea copertei. Da? Uite, la asta nu m-am gândit. Dar acum cu ce se ocupă?
Ce e acolo, Miza? Ce e acolo? Spune! Privește cu binoclul la casa vecinilor și probabil că desenează schița acesteia. Înseamnă că are un plan. Dar cu siguranță nu aranjează casele din oraș după culori sau după volum sau după ordine alfabetică. Atunci trebuie să vedem ce are pe masă, cu ce se ocupă. Stop! Aici mă duc eu. Într-adevăr, oamenii au dreptate. Ai cel cu mare. Nu-i nimic. O să vă aflu eu secretele. Ai reușit să vezi ceva? Spune! De văzut nicio prânză, dar iată de auzit, caută secrete! E ora să merg la baie! Iată și secretul. Iată, la asta nu m-am așteptat. Mircea. Desenează păsările de pe copacul vecinului. Dar de unde bufnițe? Ele acum hibernează în bârlog. Sau nu? Mircea. Măcar are niște activități inofensive. Și nu-și pune viața în pericol. Da, și ne dă pace să respirăm. Dar totuși, nu mă pot obișnui cu gândul că Mircea ăsta a luat locul lui Mircea nostru. Știți ce? Eu mă duc un pic să mă relaxez. Să-mi fac o mască pe față, un machiaj. Dacă ceva, mă chemați dacă aveți nevoie de ajutor. Iată, ce-ar fi voie să mă cumințiți așa ca Mircea? Tocilarul. N-am înțeles. De ce e închisă ușa la baie? Iese apă din baie. Din cadă curge. Mircea, deschide! Copil de 3 ani în cadă, singur! Uite cum l-am lăsat nesupravegheat! Melissa, Toti! Mircea, mă deschide! Deschide odată! O parte, o parte, repede! O parte! Oi, Toti, te rog, mai rapid! Stai, nu! Melissa! Gata, am reușit! Unde e Mircea? Iar acum de ce urlați? Nici aici nu-mi dați pace! Eu la tine am 3 întrebări! Din ce cauză citești? În cadă! Ai încuiat ușa și apă pe jos! În cadă! Ca să nu mă găsiți! Apă jos! Pentru că am spălat cu mopul! Dar m-am încuiat? Logic! Ca să-mi dați pace! Nu știu, eu când mă încui, mănânc prune sau kiwi și după aia mă lasă ușor la baie. Puteți să eliberați baia? Eliberăm, dar iată broasca de la ușă, am tăiat-o. Acum nu se mai încui. Mai dihai ca cu prune. Dar în 5 minute să eliberez baia, că am nevoie de ea. Și cum v-a trecut vouă prin minte ca să deteriorați ușa de la baie ca să intrați acolo? Dar dacă cada era plină cu apă, Melissa! Ce făceam cu Mircea de 3 ani? Păi Mircea la noi este un înotător de performanță. Nu are cum să îi se întâmple ceva. Melissa are dreptate. Mircea al nostru!
care a fost. Iubea foarte mult bălăceala, dar lui ăsta deja îi place să stea în cadă, deci a început să se pupie una cu alta. Trebuie să-i mai aruncăm câte ceva. Ce îi place lui Mircea? Stop! Jocurile la calculator! Ia vedeți cum îl voi transforma eu. Haide să încearcă. Privește, acest joc este unul foarte ușor. Trebuie doar să construiești. Și dacă reușești, poți să ai orașul tău întreg. Încearcă! Începi prin a lua o piatră și o duci spre casa ta să construiești. Îți place? Îi place! V-am zis eu. Vai! Ce casă! Elisa, planul tău funcționează. Știam eu. Da, foarte interesant acest joc. Ține! De ce? Mai joacă-te! Nu, e suficient. Păi abia e început. Maxim 3 minute. Jocurile de la calculator îmi pot afecta vederea. Păi dacă ți-a plăcut jocul, mai joacă-te încă puțin, măcar încă 5 minute. Trebuie să știi să spui stop la timp. Atunci poți să mă duc în laboratorul meu. Nu! Dacă nu vrei să joci jocuri electronice, vom juca jocuri de masă. 1, 2, 3, 4. Hotelul meu, trebuie să-mi dai 3.000 de lei. Dar nu mai am atâta. Ține tot ce am. Cu siguranță ceva el pe aici trișează. Așa-i dacă nu știți a vă calcula riscurile. Trebuie să-ți faci plan business. Tati, ai dat faliment. Ești din joc. Cu el nu ți-e interesant deloc să joci. Ține, Melissa. Eu scot la vânzare o stradă cu 5.000 de euro. O cumperi? Melissa, tu n-ai ținut cont de un aspect foarte important. Îți pot oferi maxim 50 de euro. Da, doar că eu pe am dat 60 de euro. Ține, Melissa. Putem dai 70. Nu pot să te ajut cu nimic? Hai, aruncă zarul. Veneția. Trebuie să-mi achiți 1500 de euro. Dar nu am atât. Melissa, și tu ești de faliment. Ai pierdut jocul. Acest joc este copilăresc. Hai să ne jucăm ceva real. De exemplu, la mașina ta. Știi ce? Nu îmi trece măsura. Lasă tu mașina în pace. Mai bine hai să ne jucăm noi un alt joc. Hai să batem mingea. Mulțumesc pentru invitație, dar mie nu-mi place să joc fotbal. Dar nimeni nici nu te invită. Eu ți-am spus să ne jucăm fotbal. Păi jucăm fotbal. Uite, acesta este un joc adevărat pentru băieți. Mie îmi place foarte mult să joc fotbal. Iar ție cu atât mai mult. Tu doar că nu știi încă de asta. Dar să vezi, fotbalul e la tine sânge. Nu spune minciuni. Eu în sânge am doar eritrocite și trombocite. Știi ce? Nici nu mă interesează. Tu stai în poartă, iar eu de penalti. Prinde mingea. Hei, cu pe ce să mă lovești? Păi ăsta e și scopul jocului. Eu dau în tine, iar tu trebuie să o prinzi. Și ție asta îți pare amuzant? Să dai cu mingea în cineva? Ce fel de bebeluș tu ești? Enervant! Ți-am spus doar, simplu, prinde mingea! Acest joc trebuie privit din punct de vedere științific. Marea știință la fotbal noi. Dar uite, eu te contrazic. Știință există în orice. Ce formule ai făcut acolo? Am vrut doar să jucăm fotbal, nu să facem fizică sau matematică. Privește, într-un final rezultă această formulă. Eu te-am invitat la un joc normal pentru băieți. Dar aici parcă suntem la școală.
Și dacă le înlocuim cu locul, ce rezultat? Chiar așa și voi face. Rămâi tu aici cu formulele. Mă duc să-i propun lui Matei sau Melise. Asta este un eșec total. Bebelușul nostru nu înțelege viața. El nu știe să socializeze cu cineva, să se joace normal. Nimic nu știe el. Poate ar trebui cu cineva să prietenească. Ce-i drept cu caracterul ăsta al lui? Nu cred să reușească. Într-adevăr, să se împrietenească! Dacă nu o poate face cu oamenii, atunci hai să începem de la ceva mai simplu. Toc, toc, cu ce te ocupi? Studiez polii magnetice ai Pământului și ceva din Univers. Vai, cât este de interesant! Adevărat? Eu nici nu știam că asta ți-ți place. Nu! Eu voi studia și asta, doar că un pic mai târziu. Nu credeam că sunt în puterile tale. Dar apropo, îți pot propune câteva cărți. Dar eu am pentru tine un cadou! Lăbuța? Bravo! Cadou? Dar astăzi nu este ziua mea. Cadou pentru că ești un băiețel ascultător. Tu ai adus în casă un animal? Dar ție o să-ți placă cu ea. Uite ce jucăușă este. Nu pune mâna pe el. Cine știe ce paradis mai are. Vrei să te joci cu ea? Ești sigură 100% că nu e periculos ceea ce faci tu acum? Poate are rabie. Despre ce fel de rabie vorbești? Are toate actele în regulă. Și apropo, este vaccinată la zi? Bine, ai venit încoace. Dar privește ce jucăușă este. Eu zic că te vei împrieteni foarte rapid cu ea, da? Sus! Aici! Chiar e drăguță! Oare ce nume să-ți pun? Einstein! Vă las să faceți cunoștință! Hai cu mine în camera mea! Hai, Einstein! Aici! Bravo! Hai sus! Hai să-ți arăt ceva, Einstein! Aceasta este camera mea! Da? A mea este! Ce drăguță! M-a jucat cu tine toată ziua! Ai văzut? Ideea mea a funcționat! Ei deja stau în camera lui deja de vreo 30 de minute! Și-a găsit prieten! Important să aibă grijă de el! Ajutor! Maliz! Acum sunt plin de bacterii! Cine stați? Chemați urgent ambulanța! Voi ce, nu vedeți? Am nevoie de ajutor! Ce? Pentru că l-a lins câinele să chemăm ambulanța? Da, deci ideea cu câinele nu a funcționat. Am auzit totul! A venit să văd ce le spuneți voi la doctorii de pe ambulanță. Apropo, ați chemat-o? Încă nu! Poate-i trece! Dar nu-ți face griji! Înainte să o aduc în casă, eu am dezinfectat-o foarte bine! Sigur ați dezinfectat-o! Și apropo, Melissa, tu te-ai spălat pe mâini după ce ai mângâiat-o! Da, desigur! Chiar și picioarele! Mircea, uite, nu ne-am gândit! Oare n-ar fi mai bine să-ți alegi tu singur un animal de companie? De care îți place ție? Asta da idee! Nu știam că ție nu-ți plac câinii. Poate încerci un iepuraș, o pisicuță sau o broscuță țestoasă. Sau poate chiar o șopârlă sau un cameleon? Nu știu. Mai bine să întrebăm oamenii ce animale de companie le plac și din ăla cumpăr. Știi ce, tati? Eu fără de reptile în casă. Și apropo, Mircea, într-adevăr, chiar toată ziua să stai numai în cărți. Alege-ți și tu un animăluț. Chiar?
pot să-mi aleg orice animal care vreau eu? Desigur! Uite, am aici un site a unui magazin zoo. Îți alegi orice animal îți dorești. Mulțumesc. Eu ți-l cumpăr. Wow, cât de multe! Sper măcar asta să ajute. Și eu la fel. Ei, Einstein, dar telefonul să-mi-l întorci. Da, ți-l întorc, că n-am ce face cu el. Opa! Ce avem noi acolo? Ce ți-ai luat? Pe loc repaus! Ce s-a întâmplat? Ce ai acolo în cutie? Vreun iepăraș? De cel gigant? Aici este animalul meu de companie. Eu l-am ales. Da, și cum îl cheamă? Plank îl cheamă. Plank? Vai, ce nume frumos! Și de ce așa l-ai numit? În cinstea lui Max Planck, fondatorul fizicii cuantice. Iar în cutie am un șarpe. Veniți să-l vedeți! Cum șarpe? Eu cred că el glumește! Șarpe a zis! Uite că i-am permis să-și aleagă animal de companie! Și ales! Dar eu sper că el înțelege că noi șarpe în casă nu acceptăm! Ei, dar glumeț mă, este Mircea ăsta al nostru! Ei? Cu siguranță vrea să ne facă un prank! Așa e, Mircea! E prank! Nu vreți să mergeți să verificați? Veniți să-l vedeți! Este foarte drăguț! Eu nu mă duc! Tati, nu te uita așa la mine! Nici eu! Du-te tu! Cum să mă duc? Pe mine mă dor picioarele! Genunchii! Da, nu pot! Nu pot! Atunci mergi târâș până acolo! Știți ce? Eu am o idee! Haideți la mele-mi! Hai la două, trei și... Mele-mi! Ce-i asta? Foc? Ea trebuie să se ducă! Yes! Ți-am făcut picioarele! Un pic, dar nu-ți face griji! Eu cred că acolo nu-i nici în șarpe, e un prank și-ți vezi că nici ai glumește! Poate e curoș! Da, du-te! Dar dacă e șarpe, îi țipă cât mai tare! Sper totuși să fie o glumă. Ce aș vrea să avem un iepuraș? Numai nu de asta. Mirciulică! Mircea, îmi arăți animăluțul tău de companie? Da, ai venit să-l vezi? Este foarte drăguț. E șarpe. N-am mințit. Mircea a cumpărat șarpe. Probabil că vrea să facă experimente. Nu știu ce vrea să facă, dar copilul ăsta nu-i sănătos măcar. Dragă tinere, te rog să-mi comunici din ce cauză reptil acesta nu stă în terariu, doar pe gâtul tău. V-am spus, acesta este Plank și nu este o reptilă oarecare. Din ce cauză ți-ai luat un șarpe? Puteai să-ți alegi o pasăre sau un hamster? Păsările sunt niște șobolani zburători. Aduc de afară doar bacterii. Șarpele este un animal de companie ideal. Nu provoacă alergie, nu scoate sunete, nu deteriorează mobila. Și apropo, nu trebuie să mergi cu el la plimbare. Dar ăsta este un șarpe scârbos și mai are și venin. Nu este scârbos. Tu știi câte medicamente se fac din venin? Vrei șarpe? Bine, acceptăm. Doar că să stea în terariu și sub trei lacăte. Dar acolo va sta înghesuit. Nici nu se discută. Ori în terariu, ori înapoi la magazinul zoo. Gata, așa am zis, așa să faci. Plank, nimeni nu te înțelege. Lasă-ți voi construi o căsuță cea mai tare.